păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și costumului popular în satele doljene este subiectul pe care în această seară vreau să-l abordăm. Bună seara și bun găsit! Sunt Carmina Vlad, iar în cadrul acestei emisiuni am ca invitat pe domnul profesor dr. Irinel Cărnureci, șeful secției de etnografie din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, căruia îi spun bună seara, bine ați revenit la noi pentru prima dată pe anul 2021, la mulți ani și să aveți sănătate multă și succese și realizări frumoase în cadrul muzeului. Bună seara, la mulți ani, mulțumesc încă o dată pentru invitație și onoare, o plăcere și în același timp o mare bucurie ca la fiecare început de an, mai ales că debutăm în acest nou an 2021, după un an, cred că foarte, foarte greu pentru noi toți, anul precedent, dar cu, spun eu, multă speranță, mult optimism și foarte mare încredere în felul cum vor evolua lucrurile în acest an și cu foarte multe gânduri și speranțe materializate în proiecte de viitor, pentru că până la urmă societatea nu cred că va rămâne ancorată în aceste sechele care au fost generate de această pandemie universală și până la urmă acest front comun pentru fiecare dintre noi, nu, care achesăm și ne raliem la aceste inițiative de depășire a acestor obstacole, trebuie să fie pe un ton optimist. De aceea eu vă mulțumesc mult pentru atenție și rămâneți un post cu aceeași vigoare, aceeași tinerețe și același spirit emulativ și efervescent pe care îl reprezintă studenția, universitatea și, de ce nu, chiar și brandul, nu, TLU Craiova. Mulțumim frumos! Trebuie să recunosc că m-am gândit foarte mult ce subiect să abordez cu dumneavoastră și exact cum spuneați dumneavoastră ceva mai devreme, anul 2020 a fost un an foarte greu pentru toată lumea, indiferent că am fost în prima linie sau nu am fost în prima linie, a fost greu și pentru cei de la muzeu, a fost greu și pentru noi jurnaliștii, a fost greu și pentru soliștii de muzică populară, cei care duc tradițiile și obiceiurile mai departe și spuneam înainte de emisiune, vorbeam noi înainte de emisiune, că mie chiar mi-a părut rău că în anul 2020 nu m-am bucurat și eu de obiceiuri și tradiții să le văd așa cum sunt expuse ele foarte frumos. Nu m-am bucurat de acele târguri și de meșteri populari care se organiza, întâlniri. Făceați dumneavoastră niște întâlniri foarte frumoase, niște lecții de meșteri. Ateliere interactive, da, și la muzeu și unde copiii veneau cu drag. Eu nu m-am bucurat la sfârșitul anului de colindători. De fiecare dată la sfârșitul anului primeam colindători și în special pe cei de la Facultatea de Teologie din Craiova, din cadrul Universității din Craiova. Vreau să spun, când eu stând la parter, când intrau în holul blocului, se auzea muzica lor, colindele lor, atât de frumos prin vocile lor deosebite și uite, anul trecut nu m-am bucurat de toate acestea. Cum s-au păstrat sau cât de greu a fost pentru dumneavoastră, cei de la Muzeul Olteniei, să păstrați aceste tradiții, obiceiuri, să le aduceți în sufletele oamenilor acum pe perioada asta? O provocare foarte, foarte, să spunem, solicitantă, în sensul că, dacă ne amintim cu toții, pandemia încă de la începutul anului își făcea simțită prezența și deja din luna martie 2020, în cadrul secției noastre, secția de etnografie a Muzeului Olteniei, procedeam la primele ajustări, modificări și recalibrări ale evenimentelor din agenda culturală adaptate la starea de urgență, dacă ne amintim, pe parcursul lunii martie 2020 și apoi prelungită cu acele intervale de stări de alertă care s-au perpetuat pe tot parcursul anului până către finele anului, când cu toții așteptam, așa cum spuneați dumneavoastră, declanșarea aceasta a fenomenului sărbătorilor de iarnă române, pe care noi le știm într-un anume fel, un ciclu de zile foarte dens,
peste 20 și ceva de zile, nu, cu sărbători care mai de care mai antrenante. Care începeau de la Sfântul Nicolae și se termina la Sfântul Ion. Sfântul Ion, sigur că da. Și iată, toate duse, să spunem, într-o paletă a postului Crăciunului, nu, premergătoare și, să spunem așa, pregătitoare a acestor sărbători, a făcut ca, eu știu, o perioadă cumulată de mai bine de 40 de zile să ni se pară foarte scurtă sau că a lipsit ceva. Așa este, n-a fost o percepție și de aceea vă spuneam că ne-au dispărut foarte multe evenimente culturale de mare anvergură, cum aminteați dumneavoastră, Târgu Meșterilor Populari, ediția a 43 ar fi trebuit să se consume în 2020 și a fost amânată, cum altfel au procedat și alte instituții similare de profil din țară și au amânat evenimente de asemenea învergură, neputând să riște în ceea ce privește condițiile care trebuiau îndeplinite pentru asemenea evenimente. Mai mult decât atât... Scuze că vă întreb la acest târg al Meșterilor Populari, îmi plăcea să mă duc și zice, pentru că vedeam noutăți în ceea ce privește tot ce se era expus, de la costume populare, unde găseam modele noi cu sute, cu drag de femei, unde vedeam oale frumos împodobite, modele noi. Trebuie să recunosc că de fiecare dată când e Târgul Meșterilor Populari, găsesc eu ce să-mi cumpăr, dar îmi cumpăram ceva. Mă duceam și vedeam acele bijuterii făcute cu drag și de mână. Vedeam lucrări în lemn. Vedeam acele ustensile de bucătărie făcute din lemn. Aveau chiar și cei de Nierume veneau cu acele obiecte din aramă. Erau multitudine de obiecte pe care le puteai găsi la acest târg al Meșterilor Populari și știi ce îmi plăcea cel mai mult? Îmi plăcea că veneau copii și interesat să vadă. Că sunt mulți care nu m-au bunici la țară, străbunici, n-au crescut la țară, dar prin aceste târguri organizate de dumneavoastră, copiii aveau posibilitatea să vadă cum se face o ulcea, cum arată o ulcea. Cum se sculptează o lingură, cum poți realiza o icoană pe sticlă sau pe lemn. Cum poți realiza niște unsături în cadrul cusăturilor tradiționale, o batistuță de mână, un ștergar, o mică scoarță. Așa este. Din păcate, nici 2021 n-a debutat, să spunem, cu o veste foarte, foarte bună în, să spunem, baleiajul acesta al anturajului meșteșugarilor și profit de ocazie să ne amintim cu pioșenie și cu regret de dispariția prematură a celui ce a fost Mircea Crăciun, Dumnezeu să-l odihnească, unul dintre reprezentanții de seamă ai meșteșugului acesta al argintăriei și al orfevrăriei de argint din cadrul etniei romilor, a trecut prematur în neființă, răpus de această pandemie și de acest virus necruțător, Dumnezeu să-l odihnească încă o dată, și iată că oricât de mult, să spunem, ne-am străduit, omul, ființa umană, este neputincioasă în fața unor asemenea, să spunem, lucruri care depășesc cu mult puterile și limitele omenești. Dincolo de asta, a fost foarte greu să păstrăm o paletă de activități, să realizăm o gamă foarte restrânsă de expoziții temporare, pentru că încă de la debutul acestei, să spunem, pandemii, a trebuit să ne readaptăm și să ne recalibrăm circuitele expoziționale în toate secțiile Muzeului Olteniei, nu numai la etnografie. Prin urmare, chiar circuitul de vizitare normal, pe care dumneavoastră vi-l amintiți și da, știți cu luarea minte și foarte, foarte bine de la Casa Băniei, a trebuit să se adapteze acestei distanțe fizice și, nu în ultimul rând, este bine să recunoaștem, chiar și sociale. Nu ne-am fi dorit-o, dar până la urmă s-a instalat și această distanță socială, pentru că, vedeți, lipsind din paleta de activități aceste ateliere interactive care promovau meșteșugurile tradiționale, ceramica, sculptura în lemn, țesăturile tradiționale,
tradiționale, bijuteriile, au făcut ca cei mici să se focuseze pe latura aceasta a învățământului la distanță și a interrelaționării prin mijloace moderne, internetul și online-ul, în detrimentul acestor activități care erau în permanență, să spunem, demonstrative, presupuneau interacțiune și feedback social. Nemai putând să vii la muzeu, să interrelaționezi cu meșterul, cu coordonatorul cercului, al grupului de meșteșugari, nemai putând să expui în cadrul unor târguri, să spunem, sau unor evenimente dintre acestea, evident că, dintr-o dată, fața și brandul muzeului, vizibilitatea sa, au părut mult diminuate față de ceea ce, să spunem, chiar telespectatorii dumneavoastră sau publicul avizat craiovean era obișnuit să întâlnească la Muzeul Olteniei. Noi, de pildă, la etnografie, pe tot parcursul anului 2020, nu am putut desfășura decât două expoziții temporare. De la 10-15 expoziții temporare, câte găzduiam pe parcursul în unui an, iată că 2020, un an prilejuit decât două expoziții temporare. Una în spațiile interactive de la Casa Băniei, intitulată Oltenia și patrimoniul său, care a fost din nou axată pe acele incunabule ale patrimoniului imaterial UNESCO. Mă refer la scoalța oltenească, la ceramica de Horezu, la mărțișor, la costumele tradiționale, la ia cu altiță, care este într-un proces de acreditare și cred că în curând va sta alături de toate aceste specii UNESCO, și încheind cu cea de-a doua, care a fost o expoziție itinerantă făcută de secția de etnografie, de data aceasta în afara spațiului muzeal. A fost un parteneriat cu hipermarketul Auchan, cele două filiale, și cea din Calea București și cea de pe Calea Severinului. Expoziția s-a intitulat Meșteșuguri și ocupații tradiționale oltenești în fotografii document, o reiterare a Salonului Național de Artă Fotografică și Fotografie Document, pe care secția o făcea cu aproape un deceniu și jumătate în urmă, și iată, adaptat acum în condițiile acestea la simezele și la spațiul unui hipermarket care are asemenea spații de socializare înainte de, să zicem, spațiul unde se realizează comerțul efectiv și desfacerea produselor cu care noi eram obișnuiți. A fost o experiență interesantă, cumulativă, dar grevată de aceste condiții de distanțare fizică, în primul rând, de ceea ce a însemnat purtarea măștilor în anumite perioade, mănușile, gelurile de protecție și această grijă permanentă de a vedea spațiile cât mai aerisite, așa cum a prevăzut legislația, cu cât mai puține persoane, distanță corespunzătoare și așa mai departe. A fost foarte, foarte greu, dar nu imposibil, și asta ne-a demonstrat nouă, până la urmă, tuturor românilor, revenind și la tema dumneavoastră legată de acele lipsuri ale manifestării în cazul sărbătorilor de iarnă. Românii au arătat și au demonstrat că se pot adapta, și această adaptabilitate s-a putut vedea pe orice palier, fie că vorbim de viața culturală, fie că vorbim de învățământ, fie că vorbim de sănătate, eu știu, toate compartimentele acestea socio-economice din societatea românească, fiecare cred că a încercat să-și facă treaba cât mai bine pe domeniul său și în speța sa, dar cu limitele care au fost impuse de această pandemie. Dar spuneți-mi, înainte de această pandemie, se mai păstrau în satele doljene și se mai păstrează și acum tradițiile? Cred că am avut mai multe intervenții în emisiunile dumneavoastră și profit de ocazie să vă mulțumesc încă o dată, și eu cred că am afișat întotdeauna o poziție, spun eu, de persoană pragmatică și foarte, foarte sinceră, atât cu dumneavoastră cât și cu publicul avizat. Tradițiile românești sunt în declin de foarte mulți ani și au pierdut foarte, foarte mult. Dar asta nu înseamnă că instituția avizată, așa cum este Muzeul Olteniei, instituțiile de cercetare ale Academiei, centrele creației populare, filarmonii și teatre, nu au făcut nimic în sensul acesta. Lipsește, după părerea mea, acea componentă, spuneam eu, legislativă, care să implementeze niște legi foarte bine făcute în domeniul acesta al tradițiilor,
ar fi trebuit implementate în aceste 3 decenii și ceva, 31 de ani după 89, în societate. Prin urmare, ar fi trebuit să vedem o desfășurare firească în fiecare sat, în fiecare cătun, în fiecare comună, a unui asemenea palier legislativ. Vorbeam la începutul emisiunii cu dumneavoastră de ce n-ar fi fost nou rău oltenilor și românilor în general să avem o foarte bună lege a meșteșugurilor. Dar nu o putem face noi, nu pot face muzeografii, nu pot face, eu știu să spunem, manageri de muzee, conducători de departamente, noi putem propune. Există Parlamentul, cadrul legislativ care ar trebui să facă asemenea legi foarte, foarte bune și după exemplu, eu știu să spunem, Occidentului, să avem această reflectare a acestei zestre incomensurabile și incontestabile a noastră cultura și civilizația materială țărănească clasică pe care o are România în contrapartidă cu Occidentul, foarte bine prezervată, conservată și de ce nu promovată. Da, da, să știți că și parlamentarii pe care îi avem noi în România sunt și tot oameni, da, și mănâncă și mâncărurile tradiționale românești, se mai îmbracă și în costume populare, că am văzut când sunt zile deosebite, mai ales de ziua în României, mai poartă câte unul sau câte o doamnă, mai poartă câte o ie sau o cămașă tradițională. Deci ar trebui și, dacă tot le plac aceste obiecte tradiționale și dacă tot le place să mănânce tradițional românește, ar trebui și ei să se implice un pic mai mult și să facă în așa fel încât să fie alături de dumneavoastră și să dea legi în care pur și simplu aceste obiceiuri și tradiții să fie păstrate prin o lege și, v-am mai spus eu într-o emisiune, ce mi-ar plăcea mie cel puțin ca om simplu, că în fondul și la urma urmei, în spatele camerei de luat vedere sunt și om ca toți oamenii, dar mi-ar plăcea să fie în cadrul școlilor, inclusiv din clasele primare, să fie măcar o dată pe săptămână o oră de obiceiuri, tradiții, mâncăriuri și costume populare. Să se vorbească despre toate acestea și să cunoască copiii, să vină la muzeul la dumneavoastră unde sunt atâtea și atâtea de văzut și mai ales că sunt acolo, sunt chiar sunt obiecte tradiționale autentice, vechi, sunt costume populare autentice, deci nu sunt făcături ceea ce mai găsești prin comerț, deci pot să vadă exact tradiția de la mama ei de acasă. Așa este, însă vedeți, de la a vrea până la face, nu? La vorbe este o distanță foarte mare sau de cele mai multe ori nouă românilor ne rămân vorbele, mai puțin faptele. Cred că trebuie să ajungem într-un punct în care să abordăm cu mai mult pragmatism și cu mai multă acțiune aspectele acestea concrete. Indiferent de cine face demersul, că ești specialist, că ai această demnitate parlamentară, până la urmă cred că atunci când se încheie un asemenea ciclu, o anumită perioadă în care trebuie să implementezi o lege, un proiect și ceea ce ar trebui să rezide din ea, cineva să verifice, cineva să răspundă pentru lucrurile acestea. Pentru că la nivelul întregii societăți eu văd o disoluție foarte mare a statului și o, să spunem, pierdere a acestor autorități. Avem impresia că parcă nimeni nu este întrebat despre ceea ce trebuia să finalizeze, cum rămâne și ce se va întâmpla după aplicarea, să spunem, acelei legi, a acelui proiect, a acelui program, pentru că din experiența altor state vecine cu noi, atât cât am putut cerceta așa și interrelaționa, am văzut că, în general, specialiști din ramura noastră a muzeologiei lucrează oarecum cuantificat și etapizat, algoritmizat. Cineva verifică fiecare etapă și fiecare pas dintr-un proiect, în așa fel încât la final demersul meu de a mă juca și de a cocheta cu publicul prin intermediul, să spunem, unor artefacte etnografice, trimit în societate ca formă de răspuns
activizarea și găsirea soluțiilor pentru acele categorii socioprofesionale care realizează aceste artefacte și aceste obiecte deosebite pe care noi le etalăm, le tezaurizăm și le valorificăm în instituțiile muzeale. Da, dar trebuie să aveți și sprijinul statului, pentru că ziceați dumneavoastră că totuși aceste obiceiuri, tradiții încep să fie uitate. Păi hai să facem în așa fel încât să nu fie uitate, hai să facem în așa fel încât să sprijinim muzeele, centrele culturale, să sprijinim căminele culturale din localități, încât oamenii să le cunoască, copiii să le cunoască și nu numai să le cunoască, dar să le ducă și mai departe, cum le-am primit și noi de la bunicii noștri, de la străbunicii noștri. Sigur, adică după cutuma din generație în generație, exact, aceste lucruri s-au transmis sau, cum spunem noi oltenii, așa a fost datina, așa s-a rânduit. Aceste clișee să devină de fapt niște realități palpabile, adică cuantificabile și verificate, pentru că altfel riscăm să ajungem într-un derizoriu și într-o demagogie dintre aceasta puierilă, care cred eu că nu ne avantajează pe nici unii dintre noi, mai ales societatea românească în ansamblu. Eu aș fi puțin optimist în sensul acesta. De ce? Cred că generația noastră, iată, a fost pusă la încercare de un, îi putem spune, cataclism mondial, această pandemie care a zguduit și societatea românească din toți rărunchii, din toate măruntaiele ei, și iată că am putut ușor, ușor, cu voia bunului Dumnezeu să depășim. Am învățat ceva. Deși se spunea că poate noi românii suntem antitehnologie, nu vrem să ne informatizăm, să ne digitalizăm, suntem rămași foarte în urmă, iată că România pe toate palierele și în domeniul acesta al culturii, chiar în muzee, s-a descurcat mai bine de 9 luni de zile în formatul acesta de muncă la domiciliu, telemuncă, activități online. Și s-a descurcat bine. Până da, dar una e, știți cum e, domnule profesor, știți cum e? În momentul când vrei să vezi ceva, una e să-l vezi la televizor, da? Să vezi un covor dintre ăsta țesut, să-l vezi la televizor, și alta e să te duci să-l vezi exact la dumneavoastră, la muzeu. Eventual să mai pui și până apel să vezi, să simți țesătura. Și vă dați seama, și copiii văd la televizor, că și eu văd, că sunt om normal și mă uit la televizor, da? Și mă uit și pe internet, caut. Dar una e să le văd în realitate, să văd costumul popular în realitate, și alta e să merg la muzeu și să văd zecile de costume expuse acolo. Am avut foarte multe discuții cu specialiști din domeniu, cu foarte mulți colegi, prieteni, oameni avizați, foarte mulți dintre ei, și într-adevăr, acesta este un impediment, să spunem, interrelaționarea aceasta și feedback-ul, să spunem, de dincolo, să spunem, obturat de aceste mijloace media, internetul, camerele de filmat, rețelele sociale și așa mai departe. Dar dincolo de asta, probabil pentru fiecare dintre noi, această perioadă a putut arăta cât de prețios este celălalt, cel de lângă noi. Prin urmare, coborând la obiectele acestea de muzeu pe care foarte frumos le descrieți dumneavoastră și care sunt extrem de valoroase, poate așa vom pune umărul cu toții și vom reuși să trezim din această amorțire și din această atmosferă de letargie pe toți cei care ar putea face mai mult decât noi în domeniul acesta. Poate măcar în al 12-lea ceas, cum spunem noi românii, ne dăm seama că dacă vorbim strict de domeniul acesta al culturii și cultural, ar fi bine să ne uităm foarte bine la ce buget alocăm ministerului, cum direcționăm și cum gestionăm mai bine banii, care dintre ramurile acestea și celulele, să spunem, acestui domeniu foarte vast și foarte mare ar avea nevoie urgentă și de, să spunem, prioritizări și de sume mai mari, care ar putea să rămână pe un palier constant, nici de cum să scadă, nu, în privința acestor alocări bugetare, și până la urmă să rezide niște proiecte și niște, să spunem, lucruri cu finalitate concretă. Până la urmă, noi muzeul avem ca principal scop valorificarea, conservarea, tezaurizarea și expunerea unor artefacte foarte, foarte vechi, nu? Și promovarea lor
pe toate palierele societății. Acest lucru nu se face foarte, foarte ușor, pentru că prin cele trei funcții obligatorii pe care le are orice muzeu din rețeaua instituțională din România și nu numai, are nevoie de componenta financiară, resursele. Dacă îți lipsesc resursele acestea financiare, niciuna dintre funcțiile muzeului, niciuna dintre aceste componente nu funcționează normal. Prin urmare, cel care pierde este publicul care s-a obișnuit cu noi, publicul care, dacă nu știe că lipsește resursă financiară sau nu este gestionată corespunzător, nu va putea să aibă un târg al meșterilor, nu va putea să aibă acele ateliere interactive, nu va putea să aibă acțiunile acestea cu impact în public, nu în situații normale unde interrelaționăm foarte bine unul cu celălalt, și rămân lucruri la nivelul acesta declarativ și nu faptic. Deci, eu cred că aici problema este mai complicată și la masă trebuie să stea mai multe foruri de decizie cu greutate și cu putere mult mai mare decât noi și lucrurile să fie analizate așa cu chipzuință de cei care sunt de specialitate în domeniile respective și specialiști și finanțiști și factori de decizie, managerial și așa mai departe. Deci trebuie să existe, cred că, o nouă abordare, o nouă paradigmă, o nouă strategie de repornire a acestor domenii, pentru că a trecut destul de mult și nu vedem. Repet, eu sunt puțin cantonat în sfera aceasta a cooperației și a meșterilor, pentru că de foarte mulți ani nouă ca instituție ni se cer aceste lucruri, aceste cadre de organizare, aceste spații pe care ar trebui să le punem la dispoziție, aceste stimulente financiare care trebuie să facă parte din niște proiecte naționale și, de ce nu, internaționale de valorificare, pentru că dacă vom stimula, să zicem, țesutul la Argetoaia sau la Bechet, vrem să o sprijinim foarte mult pe o anumită țesătoare dintr-o zonă de la noi, din Dolj sau din toată Oltenia. Dacă nu-i creăm și piață de desfacere, n-am făcut nimic. De ce bă, le lucrează dacă o poate să și le vândă? Evident. Pentru că, în fond și la urma urmei, țesându-le, țesătoarea respectivă, din asta trăiește. Cum și olarul, din asta trăiește. Și din asta, nu numai. Da. Să știți că în societatea românească n-a fost, așa să spunem, o specializare exclusivistă. Da, nu poți să investești niște bani în olărit, în țesătorie și să stai cu banii închiși acolo, când poți. Corect. Să faci altceva cu ei. Poți să le vinzi și nu numai asta, sunt oameni care doresc să cumpere. Dezvoltarea aceasta... Nu știu, sunt mulți de unde zic, mă, dar de unde le cumpăr? Pe internet e foarte greu să trimiți, te mai costă și transportul. Curieratul și transportul. Da, și aceste târguri de meșteri populare erau foarte bune, pentru că te duceai, îți alegeai, vedeai produsul, una e să-l vezi în realitate și alta este să-l vezi acolo la târg și ți-l cumperi tu exact ce-ți place ție. Sunt 17 ani de zile de când lucrez în rețeaua muzeală și mai exact în același loc, la secția de etnografie a Muzeului Olteniei de la Casa Băniei, și în care mărturisesc cu sinceritate că fiecare toamnă îmi prilejuiește aceleași cereri aproape obsesive de a se găsi soluții pentru problemele pe care le-am amintit mai devreme. Piețe de desfacere, cadru legislativ, ajutor din partea statului, pentru că oamenii meșteșugarii, deși par niște oameni foarte simpli, sunt conștienți că nu pot face lucrurile acestea singuri. Sunt conștienți că fac parte dintr-o societate, dintr-un ansamblu mult mai dezvoltat și mai articulat și trebuie sprijiniți. Ori pentru asta, o instituție mică cum este muzeul nu poate să facă foarte, foarte multe. Gândiți-vă că spațiile, cel puțin într-un teritoriu delimitat, într-un municipiu, cum suntem noi, da? Municipiul reședință de județ, nu ne aparțin nouă muzeului. Pot să cadă sub incidența autorităților locale, sub incidența autorităților județene și așa mai departe, alte foruri mai mari, care, iarăși în acel ansamblu de factori decizional de care vorbeam ceva mai devreme, nu pot să ia aceste hotărâri de unii singuri. Trebuie restructurată și regândită o structură așa cum a fost cooperația de odinioară în domeniul acesta și aceste magazine de artă populară pe care eu la vârsta de 46 de ani în curând împliniți, constat, mulțumesc mult, a dispărut de aproape 31 de ani. Ușor, ușor, nu subit, dar ușor, ușor în ultimii 31
31 de ani, am constatat ca tânăr din această țară că au dispărut aceste magazine. Le întâlnim doar în preajma unor muzee foarte mari din țară, în capitală, nu, să spunem, nu pe nume lucrurilor, în București, pentru că acolo sunt focusați mult mai mulți bani și sunt instituții mult mai puternice decât cele din teritoriu, și asta nu-i suficient. Ori, din experiența statelor și a țărilor riverane nouă, am observat că ei au început să spargă acest egocentrism și să mute lucrurile pe întreg arealul țării, să ducă lucrurile și către periferie, cum spunem noi cu ghilimelele de rigoare, pentru că toți au nevoie de aceleași condiții egale și de același stimulent care să se vadă pe toate palierele. Revenind la Oltenia noastră și la meșteșugurile noastre, evident, uitați-vă cât de multe lucruri s-ar aștepta făcute grabnic. Olăritul la Oboga, la Horezu, centrele acestea de țesători în capră din Vâlcea sau din nordul Olteniei, din Gorj și Mehedinț, toate celelalte, să spunem, meșteșuguri casnice care vizau, așa cum aminteați și dumneavoastră foarte frumos la începutul emisiunii, legate de prelucrarea lemnului. Toți acești, să spunem, meșteri cioplitori în lemn, cât de multe lucruri nu s-ar putea face cu lemnul. Și observăm în ultimul timp ofensiva aceasta a ecologismului, care este mai importantă decât aproape orice. Toată lumea tinde către un mediu cât mai curat, o gestionare cât mai bună a resurselor mediului înconjurător și materiale care să nu polueze mediul. Ori în toată această filozofie putem să găsim soluții și să articulăm foarte bine și să-i mulțumim și pe meșteșugari și pe activiștii de mediu și pe noi ca instituții care promovează și așa mai departe. Ori, dacă vrem iarăși să concluzionăm, ajungem la acel cadru legislativ național care trebuiește, din punctul meu de vedere, foarte bine gândit, făcut de instituții avizate și specializate și aplicat. Este totuși urgent, să spunem așa, să se facă aceste lucruri, din punctul meu de vedere. Știu că pe perioada stării de urgență, dumneavoastră muzeul l-ați închis pentru public, dar în spate... O perioadă, toată perioada, da. E foarte important să menționăm. Da, o perioadă și vreau să știu ce ați făcut, pentru că știu că ați făcut niște modificări pe acolo, ați făcut curățenie, ați pus altceva pe acolo. Deci, n-ați stat. Să nu se înțeleagă că muzeul a fost închis definitiv. Nu, au venit oamenii la muncă și au făcut altceva, munca din spate, care noi, vizitatorii, nu o vedem. În perioada de telemuncă, de muncă online și chiar de dispersare și a spargerii, să spunem, efectivului secțiilor muzeului, în așa fel încât această interacțiune să fie minimală, așa cum au fost cerințele acestea impuse de pandemie, am căutat să ne punem în aplicare toate acele strategii și proiecte pe care le-am avut la începutul anului. Și, de exemplu, la noi la Etnografie am avut încă de la debutul anului 2020 asemenea primeniri, igienizări, tratamente profilactice și reamenajarea unor săli. La Casa Băniei, de pildă, am reușit să facem anul trecut, grație efortului făcut de Consiliul Județean Dolj și prin finanțarea exclusivă a Consiliului Județean Dolj, o igienizare și în curând o finalizare a acestor acțiuni de tratamente profilactice, reamenajare și repanotare a unor trei săli din expoziția de bază de la etaj, intitulată Ritmurile Vieții, și mă refer aici la sălile Icoanelor pe Sticlă, colecția Jianu, Sala Scoarțelor și Covoarelor Oltenești, de care știm cu toții că deja au fost acceptate ca fiind patrimoniu imaterial UNESCO. Și unde noi am filmat. Și unde am avut o emisiune specială făcută cu dumneavoastră, da, așa este, și încă o sală mică, Sala Țesăturilor de Interior, care și ea a fost prinsă în cadrul acestui proiect minimal, să spunem așa, dar care va avea, să spunem, la închiderea sa drept scop revigorarea și revitalizarea tuturor scoarțelor, covoarelor, a țesăturilor de interior, a icoanelor care erau expuse în aceste săli. Și când vorbeam de primenire, mă gândeam la anumite înlocuiri pe care le putem face, pentru că deja expoziția de bază de la Casa Băniei a împlinit 11 ani de la deschiderea sa.
Și publicul craiovean este un public foarte atent și foarte fin observator și ni se cer elemente de noutate. Prin urmare, vom avea privilegiul acesta și prilejul totodată să schimbăm în aceste trei săli pe care eu le-am amintit unele dintre aceste piese. Putem etala și panota alte icoane care sunt în stare foarte bună în depozitele secției noastre și ale muzeului. Putem schimba anumite scoarțe, putem schimba anumite țesături de interior și de ce nu ne putem juca cu toată această butaforie care face parte din aranjamentul și din discursul muzeologic care a fost creat în urmă cu 11 ani și care din când în când cred că este bine să fie înnoit, updatat și ajutat cu foarte multe mijloace dintre acestea muzeotehnice de care noi în activitatea muzeologică nu ne putem rupe. Apar, vedeți, mijloacele acestea genul tabletă, display, chioșcuri informaționale de informație. Apar de pildă materiale noi care te ajută în expunerea unor artefacte muzeologice, fie că vorbim de scoarțe, fie că vorbim de icoane, fie că vorbim de modele și tipologii de simeze noi. Prin urmare, încercăm, în funcție de bugetul pe care îl avem, să facem o etapizare și o primenire graduală încât în fiecare părticică dintre aceasta să se vadă câte puțin nou, pentru că e adevărat, cu toții ne-am dorit volume foarte, foarte mari și schimbări radicale, dar nu se poate dintr-o dată. Să ne ajute bunul Dumnezeu să reușim în acest prim trimestru să le repanotăm, să le garnisim așa cochet și ordonat. O să vedeți ce a însemnat tratamentul, profilaxia, o să fie un aer și un suflu nou în aceste săli, sper eu poate și mai multă lumină și cred că asta ar putea să fie un îndemn că rețeta aceasta trebuie aplicată ușor, ușor în întreg spațiu expozițional de la Casa Băniei, în așa fel încât cât mai multe din cele peste 15.000 de artefacte pe care le are secția de etnografie vor putea fi puse pe rând în circuitul acesta expozițional și craiovenii să observe noul cu ghilimelele de rigoare. Schimbare. A mai apărut o oală nouă, a mai pus un așternut nou, a mai venit o fotografie nouă și de ce nu, este un aer nou de prospețime. Să știți că eu aș vrea să văd acolo, pentru că eu sunt o pasionată a costumului popular și vorbeam noi că am foarte multe costume populare, aș vrea să văd o schimbare la costumele populare, să văd și alte costume populare, pentru că tot dumneavoastră, în cadrul unei emisiuni, mi-ați povestit că aveți sute de costume populare. Ei, eu aceste sute de costume populare aș vrea să le văd așa din când în când, măcar o dată la 6 luni, nu știu, la un an, să fie schimbate, să fie aduse altele noi, altele noi, pentru că în felul ăsta atrageți și oamenii, atrageți publicul în general, nu numai copiii, pentru că să duc copiii la muzeu, bun, dar hai ne mai ducem o dată, păi vedem aceleași obiecte, mai bine să vadă și altceva. Adică costumele populare sunt atracție foarte mare pentru copii, pentru că sunt curioși, mai ales că ei la serbări am observat că se îmbracă în costume populare și în felul ăsta îi atragi și pe ei să se îmbrace în acele costume populare. Că unii zic, dar de ce mă pune doamna să mă îmbrac în costum popular? Uite, ca să vezi cum se păstra tradiția când era mama ta, bunica ta micuță și totuși muzeul are acolo și aș vrea, cel puțin eu, ca un colecționar de costume populare, să le văd pe toate. Am zis că vin eu odată pe la dumneavoastră pe acolo, dar mie că plec bolnavă de acolo. Vă aștept cu mare drag. Din magazia dumneavoastră. Mă scuzați că vă întrerup. Eu vă aștept cu mare, mare drag și vă propun să mai facem cel puțin încă o emisiune și în cadrul muzeului, la secția de etnografie de la Casa Băniei. Vă invit și vă aștept cu drag. Mai mult aș profita de ocazie să spun faptul că tot pe parcursul anului 2020, la Muzeul Olteniei, în cadrul Departamentului de Evidență, Conservare și Informație Digitală, colegii noștri au reușit să achiziționeze o instalație ultramodernă de tratamente profilactice și conservare a obiectelor foarte, foarte vechi. Prin urmare, cu această instalație bazată pe o tehnologie de ozonificare în mediu de azot și sărăcirea oxigenului,
unde chimiștii ne pot spune mai bine ce se întâmplă și care sunt acei factori de degradare a bunurilor culturale care acționau, iată că noi aici vom putea să tratăm și să prevenim la timp degradarea acestor bunuri culturale și pe anul în curs 2021 avem prevăzute deja în planul anual de restaurare și de tratamente includerea tuturor costumelor de patrimoniu din expoziția de bază de la Casa Băniei, nu puține la număr, peste 40 de costume valoroase din toată Oltenia, Dolju, Gorju, Mehedințiu, Romanațiu și Vâlcea. Mai mult decât atât, din acelea de care vorbeați dumneavoastră, care se află în depozite și pe care publicul craiovean le-ar dori, trecute și introduse în această instalație, evident că din depozite vor putea fi scoase în număr mult mai mare și va crește ponderea lor de valorificare în expozițiile temporare pe care le vom crea la muzeu și nu numai, poate și itinerante și, de ce nu, accesibilitatea lor chiar și pe platforme virtuale într-un asemenea proiect. Dar dincolo de asta intervine această muncă pragmatică de zi cu zi a noastră a muzeografilor, pentru că muzeografii trebuie să le fișeze în fiecare zi, să le vadă evidența și nu întâmplător în muzee se petrec anual extrem de multe inventare. Gândiți-vă că vorbim de mii de piese într-o colecție și inventarele acestea trebuie făcute cu atenție, cu rigurozitate și cu foarte mult simț de răspundere și după aceea fișele acestea analitice de obiect, odată introduse într-o bază de date digitală, vor merge mai departe către aceste departamente care iau în primire aceste obiecte foarte, foarte vechi, le tratează și le pregătesc pentru expunere. De aceea, iarăși este un lucru salutar pentru Consiliul Județean și pentru investiția care ne-a fost aprobată în anul 2020 și pentru patrimoniul secției, eu consider că este un mare, mare câștig. Generația colegilor noștri care vin din urmă, iată că pleacă la drum cu un know-how și cu niște tehnologii care probabil nu le visam în urmă cu 30 de ani în muzeologia românească, nici pe departe cea olteană. Și iată că începem să venim din urmă și să ne batem de la egal la egal cu muzee foarte puternice, muzee de rang național sau de rang județean, așa cum suntem și noi, și care au patrimonii la fel de valoroase pe cum are și Muzeul Olteniei. Să ne ajute bunul Dumnezeu și să reușim să tratăm și să conservăm cât mai multe din aceste artefacte și să putem în fiecare an să avem o paletă cât mai largă de valorificare și de expunere a acestor obiecte. Pentru că e păcat. Exact cum spuneam ceva mai devreme, de ce îmi povesteați dumneavoastră într-o emisiune, că aveți acolo sute de costume populare. Chiar mii. Colecția de păr popular a colegiei mele, care se află acum în procedură de inventariere până în data de 2 martie 2021, este o colecție care numără peste 3300 de piese. Păi eu dacă îmi vin acolo, m-am spus, eu plec bolnavă, mai ales că mie îmi plac costumele populare și dacă încep să le văd, deja îmi doresc să le am pe toate, știți cum e. Evident că acest patrimoniu, haide să ne gândim, să nu se poate vinde, ca să știm, să spunem și el lucrul ăsta. Da, nu, ele intră sub incidența Legii Naționale a Patrimoniului Cultural Național Mobil, legea 182/2000, upgradată și, să zicem, cu completările de rigoare făcute de legislativul românesc, nu pot fi scoase în orice condiții și oricum peste granițe. Dar dincolo de asta trebuie să ne gândim la faptul că acest patrimoniu a fost colectat în mai bine de 5 decenii și jumătate de activitate. În 1967, când secția de etnografie pleca la drum, cred că patrimoniul întregii secții era undeva sub 10.000 de piese. În anul de grație 2021, cu voia bunului Dumnezeu, iată, ne putem lăuda cu aproape 14.000 de piese incluse în aceste depozite. Evident că toate aceste piese au nevoie de tratamente profilactice, de conservare, de restaurare. Și de menținerea lor într-un spațiu adecvat, că nu poți să-l ții într-un mediu umed, unde să începă să mucegăiască, să putrezească, deși condițiile pe care le aveți dumneavoastră trebuie să fie
perfecte pentru a păstra aceste obiecte. S-a investit foarte, foarte mult în ultimul deceniu și jumătate în Muzeul Olteniei, în toate secțiile și toate departamentele sale, însă sunt în continuare foarte multe lucruri de făcut și este bine să spunem că lucrurile acestea trebuie să aibă ca, să spunem, obiectiv principal salvgardarea și păstrarea cât mai bună a acestui patrimoniu, pentru că multe dintre aceste piese, nu numai de la noi, cele etnografice, ci și cele din secția de istorie, arheologie sau cele ale secției de științele naturii, au vechimi de sute milioane de ani, dacă ne gândim la fosilele de mamut sau niște artefacte arheologice din epoca bronzului sau epoca neolitică. Milioane de ani. Prin urmare, acolo durata de timp, procedurile, mijloacele de intervenție, specialiștii care lucrează cu ele au nevoie de timpi adaptați fiecărui specific de obiect muzeologic în parte. Prin urmare, de aceea uneori nu putem grăbi așa și face în pripă o expoziție de istorie neolitică, istorie veche sau preistorie românească. Se face mai ușor poate o expoziție etnografică cu obiecte mai apropiate de zilele noastre, obiecte de 50-100 până în 200 de ani sau expoziții de științele naturii cu plante care le avem astăzi în mediul înconjurător. Deci lucrurile trebuie văzute și așa, cât de mare este gradul de dificultate de a etala și a valorifica muzeologic fiecare tip de artefact dintre acestea, care este până la urmă în sarcina și apanajul fiecărui muzeograf și specialist din cadrul muzeului. Vă povesteam eu că acest covor, în pauză, este lucrat și are 130 de ani. Foarte vechi, foarte bine conservat, ca să spun așa. Cei drept este decolorat, vopsit cu vopsele naturale, dar este decolorat pentru că a stat în umezeală. Da, și umezeală. Soare. Da. Și razele soare. Însă chiar îmi place. Cei drept este o scenetă, este întors invers, dar este o scenetă, este foarte mare, încă nu avem posibilitatea să-l prindem. Mai este rupt pe șpicolea, că este foarte vechi, dar vreau să vă spun că sunt mândră că am asemenea obiecte vechi și tradiționale, da, care cu greu le mai găsești acum în casele oamenilor și cine le mai are, trebuie să recunoaștem, nu vor să le dea. Așa este. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați ridicat o problemă foarte, foarte actuală, așa o minge la fileu, cum se spune. În ultimii 3-5 ani de zile, la secția de etnografie, chiar ne-am confruntat așa cu un asalt, o ofensivă a foarte multor persoane din întreaga Oltenie, nu numai din Dolj și județele riverane, spre a ne oferi la achiziție asemenea piese pe care și dumneavoastră o dețineți și pentru care dați-mi voie să vă felicit și să vă spun că sunteți o gospodină impecabilă. Mulțumesc. Și o admiratoare deosebită a genului acesta de scoarțe și covoare oltenești. Nu-i puțin lucru să știi și să-ți placă să faci lucrurile acestea. Dilema cea mai mare pentru noi ca instituție este legată de faptul că spațiile de depozitare a acestor piese, așa cum prevăd normativele muzeologice în vigoare, niciodată n-ar fi suficiente, oricât de mult ar vrea Consiliul Județean, principalul nostru finanțator, să ne pună la dispoziție. Cum spunea și dumneavoastră, sunt piese foarte, foarte mari. Dimensiuni, să spunem, de 4 metri pe 3,60. Da, acesta este așa, dar este dat peste ca să putem să-l prindem. Tocmai pentru că este foarte mare și este foarte greu, că este lână. Așa este. De regulă, tipul acesta de covoare se realizau în atelierele mănăstirești, la mănăstirile din Oltenia și de pretutindeni în țară, și erau țesute pe războaie verticale.
Adică, așa cum avem noi în față un tablou sau o icoană, este mult mai ușoară dispunerea lor acolo în acest tip de război decât în cel orizontal. Pentru faptul că țesătoarea avea această imagine și această panoramă generală, putea să aibă mult mai multă grijă cu simetria și cu dispunerea întregului registru tematic. Revenind la ceea ce vă spuneam mai devreme, depozitele, ca să fie mulțumitoare pentru toată lumea, ar trebui organizate după dimensiunile și după posibilitățile celor mai dezvoltate state din lume. Prin urmare, când îmi desfășuram cursurile de muzeologie, citeam și analizam foarte atent în cursul de muzeologie al profesorului Radu Florescu, Dumnezeu să-l odihnească, cât de mult spațiu acordă Metropolitan Museum în Statele Unite pentru partea de depozite. Și vorbeam undeva de 10.000 de metri pătrați, peste un hectar, cum am spune noi astăzi, peste 10.000 de metri. Numai depozite. Închipuiți-vă că într-o metropolă cum este New York-ul sau Craiova, 10.000 de metri pătrați înseamnă ceva. Enorm. Și organizarea din punct de vedere a specialistului unui asemenea depozit nu este un lucru ușor. De aceea, ceea ce s-a întâmplat la Muzeul Olteniei în ultimul deceniu și jumătate, cum spuneam eu, este un lucru salutar, nu și suficient. Societatea este într-o dinamică continuă și datorită acestor schimbări de la nivelul ei, iată că această ofensivă de care spuneam eu este una firească. A îmbătrânit populația, tinerii sunt plecați în partea cealaltă după un loc de muncă și cineva trebuie să aibă grijă de aceste obiecte foarte, foarte vechi. Prin urmare, singura instituție de pe piață, eu, muzeu, dacă nu îi pot oferi spații de depozitare, nu? Și sume corespunzătoare pentru achiziție, se pune întrebarea firească ce se va întâmpla cu ele. Sunt decât două variante, fie se distrug, fie vor fi puse ilegal, dacă se poate. Vorbeam mai devreme că, în general, în România există o lege a patrimoniului care împiedică, dar există și posibilitatea ca ea să fie încălcată și aceste piese să treacă dincolo de granițele și hotarele țării și aia ar fi o pierdere incomensurabilă. Dar vi s-a întâmplat vreodată să vină cineva, o persoană la dumneavoastră, la muzeu, și să dorească să vă vândă un covor sau să vi-l dea gratis, dar să spuneți, domne, nu putem să-l primim pentru că nu mai avem spațiu de depozitare? Sigur că da, și am spus-o cu sinceritate, asumat. Acest lucru trebuie să fie înțeles și de către persoanele respective, pentru că nicăieri în lume nu se fac minuni. Dar ceea ce m-a impresionat pe mine și m-a mișcat cel mai mult este faptul că aceste persoane au fost extrem de binevoitoare și au spus că și-ar asuma lucrul acesta de a mai ține încă o perioadă, un an, doi, trei, dar numai să facem ceva. Prin urmare, reieșea dorința respectivilor de a trimite și a tezauriza aceste piese într-un muzeu, într-o instituție abilitată. Ori asta pentru mine ca specialist se traduce în încrederea pe care publicul o are față de această instituție, muzeul. Dincolo de asta, cade acum în sarcina noastră să facem demersurile necesare și să fim suficient de convingători pentru a spori aceste spații de depozitare, de conservare, de tratament și de ce nu de valorificare. Chiar, nu știu dacă publicul craiovean știe, dar profit de această ocazie să spun că următorul proiect ambițios al Muzeului Olteniei, în colaborare cu Consiliul Județean Dolj, este acela de reabilitare a culelor de la Brabova și Cernătești. Mm. În cadrul acestui proiect este prevăzut și crearea unui muzeu al satului în aer liber. Acolo, din punctul nostru de vedere al specialiștilor, ar fi o oportunitate de valorificare și de extindere, de translatare și păstrare în condiții ideale, ca într-un muzeu, a unei mari părți a patrimoniului pe care, să spunem, secția noastră și Muzeul Olteniei o are la ora actuală. Atunci am putea ipotetic gândi niște spații nou create
care să incumbe și să absorbă de pe piață asemenea oferte de care aminteați dumneavoastră mai devreme, adică să pot să achiziționez după ce duc în altă parte și valorific expozițional câteva zeci sute de asemenea piese. Dincolo de asta, rămâne investiția foarte mare pe care eu ca specialist o văd undeva în niște spații foarte, foarte mari, așa cum am văzut la muzeele din afară sau la muzee din țară care s-au mișcat poate mult mai repede decât noi și și-au creat asemenea spații de depozitare și expoziționale pe mii de metri pătrați. Este visul, cred că, fiecărui specialist din domeniu și dezideratul pentru fiecare persoană, să spunem, cu funcție de conducere și cu atribuții dintre acestea de gestionare a activităților, de a spori aceste capacități, pentru că nu, și în urma noastră trebuie să rămână ceva. Așa cum noi vorbim de înaintașii noștri, cei care au constituit aceste colecții la secția de etnografie și ni l-au lăsat ca moștenire, și noi am putea fi mândri peste câțiva ani, când vom preda ștafeta, să se spună: a, uite, domnul care venea în emisiunile doamnei Carmina la Teleuniversitatea este băiatul care a putut să facă un depozit de 1000 de metri pătrați măcar. Sau da, este băiatul care s-a zbătut foarte mult pentru un spațiu expozițional lărgit, amenajat la Casa Băniei, lângă cel existent, pentru care să mai existe niște expoziții temporare sau niște săli de carantină, niște microdepozite. Trebuie să fie pentru noi exemple, pentru că în general în muzeologia modernă lucrurile așa se mișcă. Și vorbeați dumneavoastră ceva mai devreme de domnul Enache și știu că marea dorința dumnealui era să avem și noi un muzeu în aer liber, muzeul în care să se regăsească atât casele țărănești din Dol și din Oltenia, dar și obiecte din acestea tradiționale. Și vreau să vă spun un mic secret înainte de a începe sărbătorile. Cu o săptămână înainte de a ne duce și noi în concediu de sărbători, toate aceste covoare eu am venit cu soluție și le-am dat cu soluție tocmai ca să nu intre moliile în ele. Le îngrijesc foarte, foarte bine, le curăț înainte de a le expune, le-am spălat, le-am tratat, deci nu au fost aduse în studio așa. Vreau să le păstrez, deci eu țin foarte mult la ele. Dacă vedeți, covorul de pe jos are un frumos coș cu flori și acesta, că noi călcăm pe el, a fost curățat înainte și acesta a fost dat de sărbători cu soluții, tocmai că ca să fie păstrat și să fie păstrat în condiții bune. Așa este, în memoria domnului Ștefan Enache, Dumnezeu să-l odihnească, dispărut prematur dintre noi tot în decursul acestui an 2020, care nu întâmplător nu l-am numit fatidic un an greu, avea această mare dorință și cred că a reușit să ne insufle nu numai mie, ci și colegilor mei de la Casa Băniei. Însă proiectul domniei sale era un proiect, din punctul meu de vedere, ultra generos, pe care satul oltenesc l-ar fi meritat. Investițiile cred că ar fi fost foarte, foarte mari, însă ar fi bine ca măcar, să spunem, varianta sa minimală, cele de care aminteați dumneavoastră, cu cele mai reprezentative tipuri de așezări, gospodării și locuințe din Oltenia, să fie valorificate și cuprinse în acest muzeu al satului oltenesc. Și mai mult decât atâta, domnia sa puncta foarte, foarte bine componenta aceasta de a întinde o mână meșterilor, meșteșugarilor, creatorilor populari, pentru că domnia sa îi vedea pe acești oameni actanți ai muzeului viu, muzeum vivum, cum spunem noi specialiștii, oameni care să trăiască acolo, să găsim olarul de Oboga în gospodăria tradițională de Oboga, nu, din județul Olt, fostul Romanaz de odinioară, vânzând oalele acolo și animând cum nu se poate mai frumos atmosfera aceasta de atelier, de olărit și de olar care se mișcă natural. El își trăiește o viață firească, o viață normală acolo în cadrul muzeului, pe parcursul, să spunem,
unui program. După care, evident că viața sa se consumă în căminul său. De aceea, crearea unor asemenea muzee vii trebuie văzute cu dublă semnificație, în sensul că ar fi o mănușă și o mână întinsă atât tinerelor generații, cât și celor care trebuie să predea ștafeta și de care aminteam mai devreme că ne cer nouă anumite lucruri legate de piață, de desfacere, spații și așa mai departe. Da, să dea bunul Dumnezeu să se finalizeze, iertați-mă, acest proiect pe care și Consiliul Județean și la sumă și să putem vedea, ideal ar fi în Craiova, nu, și în imediata vecinătate a Craiovei să se întâmple lucrul acesta și să fie finalizat, adică concret să putem vedea lucrurile acestea, în același timp să renască în jurul lui un circuit dintre acesta turistic de valorificare, pentru că nu întâmplător toate investițiile din regiune se focalizează și sunt direcționate către așa ceva, fie că vorbim de infrastructura rutieră, fie că vorbim de infrastructura aeroportului și așa mai departe. Toate lucrurile astea trebuie văzute și în strânsă concordanță cu apariția unui asemenea obiectiv de importanță culturală, artistică, deosebită pentru Oltenia. Da, dar să știți că acestea e muzee în aer liber și știu că domnul Enache chiar spunea că ar vrea să se numească Muzeul Satului Doljan. Și în aceste muzee putem să păstrăm tradițiile, obiceiurile, costumul popular, mâncarea din județul Doș și nu numai, mâncarea tradițională. Adică acolo să găsești totul, tot ce înseamnă tradiție la noi în Oltenia. Cunoașteți un muzeu care să ființeze actual, în anul de grație 2021 și să funcționeze, iertați-mă, în România după această descriere pe care frumos și succint ați făcut-o dumneavoastră? Sincer, nu, cu mâncare tradițională, cu costume, cu absolut tot. Dacă îmi dați voie, iertați-mă, Muzeul Civilizației Tradiționale a Astra din Dumbrava Sibiului are o ofensivă. N-am fost acolo, pe canalele acestea social media, fie că vorbim de Facebook, fie că vorbim de pagini de Instagram și așa mai departe, și în ultimii ani de zile managementul acestui muzeu și întreaga desfășurare a activităților culturale, a agendei culturale pe care are această emblematică instituție muzeală din România o desfășoară. Prin urmare, chiar zilele trecute am văzut în weekend, în zile de weekend, desfătarea publicului vizitator prin plimbări cu sania a nins la Sibiu și în zona Sibiului la Păltiniș, și pe acea incintă foarte mare sunt peste 30 și ceva de hectare în tot ceea ce înseamnă complexul acesta muzeal național Astra, nu întâmplător are rangul acesta de muzeu național. Iată, paleta pentru publicul vizitator era una acel weekend binecuvântat de bunul Dumnezeu cu zăpadă, nu? Plimbări cu sania. Cel care conducea sania, nu, vizitiu, avea costum popular și șubele pe care le știm că sunt specifice mărginimii Sibiului și ținutului oeresc din zona mărginimii, nu, orlat, sibiel, rășinar și așa mai departe, și de ce nu mâncăruri tradiționale. Încă de pe vremea studenției mele, profit de ocazie să spun că sunt absolvent al Universității Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalistică, promoția 2001. Prin urmare, mi-am făcut ucenicia acolo și nu pot să uit aceste lucruri. Țin legătura cu colegii mei și mi-amintesc că în centrul muzeului exista un han tradițional, hanul din Dumbrava Sibiului, în care acum, în anul de grație 2021, am văzut în perioadele estivale, chiar dacă au fost restricții și pandemie, turiști care au acceptat regulile impuse de conducerea muzeului și aceste lucruri au funcționat acolo. Adică ai putut, așa cât a fost ea de afectată, să spunem, vacanța noastră, nu numai a românilor, a oamenilor de pretutindeni, să te bucuri de oaza aceasta de tradiție, măcar într-un han din muzeul din Dumbrava Sibiului. Prin urmare, așa ar putea fi în muzeul satului nostru Doljan, de care spuneați dumneavoastră, de care domnul Enache
cu siguranță ar fi fost mândru și bine ar fi fost să prindă o asemenea investiție și o asemenea realizare în viață. Din păcate nu s-a putut, dar ne rămâne nouă generațiilor care l-au cunoscut și care au fost alături această, să spunem, onoare și cinste de a fi împărtășit cu domnia sa aceste gânduri. Și cel puțin pe mine unul m-a convins că pentru noi ca zonă și ca regiune acesta trebuie să fie un deziderat major. Sunt atât de multe perspective economice care pot să ridice chiar și prin prisma unui muzeu al satului Dorjan în aer liber, încât eu cred că acest proiect trebuie implementat cât mai curând și eu susțin și cred cu tărie în el că trebuiește făcut cât mai grabnic și cât mai repede cu putință pentru Dol și pentru Oltenia. Trebuie să recunosc că am văzut decât muzeul de la, din județul Argeș, Muzeul Satului din județul Argeș. La Golești, muzeul de la Golești, muzeul de la Golești, și exact. Da, și am mai văzut Muzeul Satului Vâlcean. Da. Exact la ieșire din Vâlcea. Este foarte frumos, cu case foarte frumoase, cu amenajate foarte frumos. E un peisaj cu dealurile alea superbe. Zici că ești la țară și zici că ești la munte și eu l-am colindat pe tot, ca și la Golești. La Golești chiar am văzut tot. M-am uitat și prin acel conac unde s-au făcut atâtea filmări și filme filmate istorice, acolo. Istorice, da, filmate acolo, chiar și telenovela Aniel a fost filmat acolo, unde s-au făcut atâtea reclame acolo filmate. Sunt muzee foarte frumoase, foarte frumoase, care merită să fie vizitate. Așa este. Suntem în al 12-lea ceas. Nu vreau să fiu pesimist, dar suntem în al 12-lea ceas. De aceea și trebuie să... Și de-aia doresc și pentru noi așa ceva. Să sincer. Dea bunul Dumnezeu să reușim și să fim măcar o generație care să trăiască cu această satisfacție, crearea unui muzeu al satului oltenesc în aer liber, pentru că, iarăși, din activitatea muzeală știu că un asemenea demers a existat la începuturile muzeologiei oltenesc și doljene în anii 60, când directorul instituției era regretatul Ion Firu, Dumnezeu să-l odihnească. Domnia sa a avut un argumentum și o pledoarie și un proiect de crearea unui muzeu în aer liber. Au urmat apoi anii în care acest proiect a fost cu totul și cu totul dat la o parte și iată, după 89, domnul Ștefan Enache, înainte de pensionare, a avut din nou inițiativa și curajul acesta de a scoate din sertar, cum se spune, și a pune din nou pe tapet această inițiativă curajoasă, care eu cred că ar trebui acum să se consume, mai ales că dintre județele componente ale Olteniei și Riverane Nouă, în afară de Olt, Gorjul și Vâlcea au muzee etnografice în aer liber, cel de la Bujoren, de care ați amintit dumneavoastră, respectiv cel de la Curtișoara, da, pentru gorjeni și pentru târgujieni, și de ce nu, iată, și Craiova merită până la urmă un muzeu al satului Doljan, cum bine spuneați dumneavoastră, și care să fie, repet, o perspectivă măcar pentru toți acești meșteri populari cu care noi, să zicem, secția de etnografie a Muzeului Olteniei am înodat cel puțin 42 de ediții ale Târgului Meșterilor Populari și față de care noi suntem datori cu aceste proiecte și aceste inițiative. Dacă vrem să ducem mai departe aceste tradiții, obiceiuri, mâncarea tradițională românească, costumul popular, pentru că în aceste muzee găsești absolut totul și sunt foarte binevenite pentru a promova aceste obiceiuri și tradiții și a le conserva și a le trimite mai departe către generațiile următoare. Sigur că da, eu cred că ar fi o oportunitate și pentru cei care sunt în afara granițelor țării și văzând poate că totuși aici se reînnoadă aceste lucruri legate de tradiție, poate fi și pentru ei un punct de atracție și un motiv de ce nu de revenire. Poate că și printre cei plecați acolo, nu, și peregrini prin toată această lume, sunt persoane sensibile, iubitori de artă, creatori de artă populară, care cu drag s-ar reîntoarce, dar să găsească pe aceste meleaguri
o posibilitate de reinserție socială, o posibilitate de a-ți duce o viață decentă, un trai decent și a te bucura de ceea ce știi să faci. Pentru că am foarte mulți prieteni și colegi de generație care sunt în afară și sunt fericiți de pildă că pot să-și desfășoare aceste calități artistice și veleități deosebite meșteșugărești în muzee adiacente din Spania, de exemplu. Pentru oamenii aceștia ar trebui făcut ceva, pentru că altfel nu mi-aș putea convinge colegul care este plecat de mai bine de două decenii, nu, în Spania și activează la un muzeu al pielăriei de lângă Valencia, să vină din nou în România, la Craiova, nu, pe meleagurile natale de la Izvoare sau Orodel și să creadă că el poate să trăiască și în România, așa cum trăiește în Spania, din prelucrarea pieilor. Nu? Sau a pielii acestea finisate pentru curelărie, pielărie de finețe și așa mai departe, marochinărie. Deci lucrurile acestea trebuie puse pe un făgaș normal, pentru că altfel nu cred că îi putem atrage pe aceștia. Așa este. Și știți ce? Important e să știm să ducem mai departe și să păstrăm și să conservăm, să ducem mai departe aceste tradiții și obiceiuri. Și v-aș întreba pe finalul emisiunii, domnule Irinel Cănureci, ce vă doriți pentru anul 2021 pentru muzeu? Îmi doresc în primul rând multă sănătate mie și tuturor colaboratorilor. Doamne, ajută așa să îmi fie. Doresc o revenire la normalitate, îmi doresc o ieșire de sub povara acestor restricții și îmi doresc să putem face în continuare o echipă închegată și unită la Casa Băniei și alături de conducerea instituției a Consiliului Județean Dolj, principalul finanțator al nostru și a tuturor organismelor cu care noi putem să ne intersectăm și să colaborăm, să ducem la bun sfârșit proiectele acestea de care am vorbit pe parcursul emisiunii dumneavoastră și care ar trebui implementate și puse în practică și, să spunem așa, monitorizate cu atenție în viitorul apropiat. Pentru că Oltenia, Craiova și Dolju în general merită asemenea proiecte și asemenea investiții. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru onoare și pentru atenție. Vreau să vă doresc o primăvară liniștită, cu multă, multă sănătate, cu mult optimism și să dea bunul Dumnezeu să putem să debutăm cu o agendă culturală așa cum vă obișnuisem noi cu ea la Casa Băniei, în care și dumneavoastră pe viitor să ne fiți în continuare parteneri media fideli și de încredere, așa cum ați fost în mai bine de 3 decenii. Mulțumesc frumos încă o dată. Doamne ajută, și noi vă mulțumim frumos. Cu siguranță noi vom fi alături de dumneavoastră, pentru că noi fiind post de televiziune universitar, este de datoria noastră să educăm tineretul și să le facem cunoscute toate aceste obiceiuri, tradiții, costumul popular, mâncărurile tradiționale românești, și vreau să îmi promiteți că la toate proiectele pe care le veți face, ne veți invita și că sigur, veți veni sigur. În cadrul emisiunilor, nu numai că suntem aici sau la dumneavoastră la muzeu, să vorbim despre ele, pentru că aveți proiecte frumoase pe care le faceți acolo, și chiar trebuie să recunosc că la toată lumea am spus că sunt mândră că avem un asemenea muzeu la noi în Craiova, unde găsim tradiții, obiceiuri, obiecte tradiționale, unde găsim meșteșugul, unde găsim absolut tot. Chiar aveți la parter zona pâinii, ca să spun așa, foarte frumos am fost filmat noi acolo și chiar mă bucur că oamenii pot să vadă toate acestea și lucruri vechi, de valoare și tradiționale. Mulțumesc frumos încă o dată și profit de ocazie din nou să reamintesc că secția de etnografie de la Casa Băniei este deschisă zilnic de marțea până duminica de la 9 la 16 și 15, ultima vizită, în condițiile acestea încă de restricție și, așa cum spuneam, în ton optimist, sper într-o normalizare a situației, iar grupurile să fie acelea numeroase pe care noi le primeam de fiecare dată la Casa Băniei și vizitatorii
vizitatorii să se îndrepte cu drag și cu mândrie către muzeu și către noi, pentru că îi așteptăm, iar la sfârșit de săptămână, sâmbăta și duminica, în weekenduri în general, cred că ar fi un mod foarte plăcut de petrecere a timpului liber, mai ales că întâlnirea aceasta cu tradiția, cu rădăcinile noastre, cu trecutul, este una care ne încarcă foarte, foarte pozitiv. Mulțumesc încă o dată și să dea bunul Dumnezeu să ne revedem cu bine. Doamne ajută așa să fie, să fim sănătoși. Aici încheiem și noi emisiunea din această seară și nu uitați, stimați telespectatori, să păstrați tradițiile, obiceiurile, să aveți grijă de costumele populare și obiectele tradiționale românești, să le duceți mai departe, să le transmiteți generațiilor următoare. Nu uitați, dragi gospodine, să gătiți în case mâncăruri tradiționale românești, că sunt cele mai bune, și automat și dumneavoastră să le învățați pe cele care sunt în casele dumneavoastră, pe fete, dar de ce nu și pe băieți, să gătească mâncăruri tradiționale românești. Sunt Carmina Vlad și vă doresc o seară excelentă în continuare, iar acum vă las în compania postului de televiziune Teleucreva. Toate cele bune, la revedere!